din Londra înspre Spania, prin Madrid, de la Castellón, prin Barcelona, din Madrid prin Franța spre Italia, la Torino, de la Torino la Verona, din Italia în Austria la Viena. Din Austria am trecut repede spre România, la Arad, la Alba Iulia, la Bistrița, în Ucraina, am uitat Suceava, în Ucraina și în seara aceasta într-un mic popas aici la dumneavoastră. Merită să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care n-a făcut altceva decât să ne binecuvânteze cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Ne-am bucurat împreună. Împreună ne-am încurajat unii pe alții, în autocar, în slujire. Peste 8500 de persoane au auzit Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Aproape 100 de persoane au ridicat și mâna și au spus: vrem să ne predăm viața Domnului Iisus Hristos. În toate aceste țări am întâlnit români care iubesc pe Domnul Iisus. Primiți rugăciunile lor și rugăciunile noastre. Suntem aici împreună pentru a cânta mărire lui Iisus. Este singura speranță pentru sufletele noastre. El este mărturia noastră și împreună cu îngerii, împreună cu cerul și împreună cu Sfinții lui Dumnezeu de la Biserica Golgota, haideți să-i cântăm mărire lui Iisus, că o merită din plin. Este singurul Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care și-a dat viața pentru noi.